luat asistență, sunt foarte bucuros că mă aflu aici și intervenția mea se va reduce la un minut pe oră și o să punctez o anumită chestiune de tot părintele de la sine. Să vă felicit pentru că aș organiza. Eu merită foarte modest în această organizare de acum, dar să vă felicit pentru asta că ați organizat, iată, al treilea colocru, asociat această acțiune cu publicarea operei. Părintele Ghelasie se întâmplă ceea ce se întâmplă cu toți autorii care aduc respective deosebite, un limbaj deosebit, un sistem de concepte, mai mult sau mai puțin greu de asimilat și trebuie să recunoaște, trebuie să treacă un timp până când se produce această asimilare. Aveți un rol foarte important în acest sens. Am mers spre mănăstirea Fasinei, așa cum am și la alte mănăstiri, fără să știu că voi trăi o după-amiază deosebită. Sigur, vreau să-mi caut cu Părintele Ghelasie, am norocul să-l găsesc în mănăstire, pentru că eu sunt de părere că, dincolo de discurs și de cuvinte, trebuie să întâlnești o altă realitate totuși, revelatoare, pentru că aceste cuvinte, aceste concepte, aceste discursuri izvorăsc dintr-o forță interioară care se comunică și într-un alt timp. O întâlnire poate să te marcheze pentru o viață. Întâlnirea cu Părintele Ghelasie, neurmată de alte întâlniri, m-a marcat, dar pentru anumit punct de vedere. Sigur, cunoșteam ceva din scrierile de dânsului, au ajuns și în mintea mele, până în acel an, pe 2000 era, și sensibilitatea de filolog a fost repede șocată de anumite maturuscure, etc. Am încercat să aflu taina cuvintelor. Și atunci l-am purtat cu Părintele Ghelasie, pentru că în taina cuvintelor se ascunde taina unei existențe. Părintele Ghelasie m-a primit cu foarte mare simplitate. Era descurs și sigur mă așteptam să spună cuvinte pe care le citisem, să atragă atenția, să-mi atragă atenția spre lucrurile care îl preocupă. Însă aici am descoperit o calitate a Părintelui, delicatețea. Știa că, desigur, nu sunt pregătit pentru receptarea mesajului. Știa că trebuie un anumit timp pentru a primi mesajul respectiv, pentru că altfel un adevăr te poate scrivi, un concept te poate deruta și te poate chiar îndepărta. Delicatețea este prima calitate care mi s-a descoperit smerenie, simplitatea, cum despre care am văzut. Am văzut putoiul care nu mi-a dat cu mândrie, ci așa, mai mult ca un element pitoresc, de fapt. Eu știam însă că este vorba de altceva. Tot timpul, iată, am aflat câte ceva, sigur, afli dacă ai ochii de văzut și sensibilitate de receptat. Tot timpul am aflat de o prezență extraordinară, plină de lumină. Toate lucrurile acestea care vin sunt mai mult sau mai puțin încurcate, pentru că sunt dificile de receptat. Toate aceste lucruri izvorăsc dintr-un fond extraordinar de bogat, complex, și cum spuneam, va mai trebui să treacă mult timp până noi vom descoperi elementele fundamentale și le vom reprezenta așa cum cer ele în conștiința noastră. Eu cred că ar trebui publicat, după ce probabil operele se vor publica, un dicționar de concepte din opera pentru ca să explicăm celor care au citit și care din mai greu în sensul să explicăm anumite elemente care configurează modul de a gândi al Părintelui Ghelasie. În fapt, Părintele Ghelasie propune un alt mod
de a recepta ființa umană, un alt model uman, bineînțeles, în laturile foarte bine stabilite ale concepției creștine, ale antropologiei creștine, aducând elemente de originalitate. Aceste elemente de originalitate sunt mai greu de asimilat. Limbajul nu este unul convențional și, desigur, acest lucru poate pe unii începători să îi delteze. Deci, căutând taina cuvintelor, eu am aflat ceva din taina unui om deosebit. Vă mulțumesc!